Iubiți credincioși, vom citi un cuvânt de învățătură la duminica prima după Paști, duminica Tomei, al părinților Arhimandrit Serafim Man de la Rohia. Așadar, Arhimandrit Serafim Man, duminica Tomei, credință și necredință. În urma evenimentelor de după prinderea lui Iisus din grădina Ghetsimani, toți apostolii s-au risipit fiind cuprinși de spaimă. Odată cu luarea de pe cruce și așezarea în mormânt a trupului Mântuitorului, s-au înmormântat și credința și nădejdele legate de bunul lor învățător. Dintre toți, parcă cel mai tulburat de cele întâmplate era Toma. Și aceasta o dovedește faptul că el se desparte de cercul, de comuniunea celorlalți apostoli. N-a rupt cu totul legătura cu ei, însă se gândea, ce rost mai are să mergem să vorbim împreună de cele trecute. La vestea ce se răspândise în secret, după găsirea mormântului gol, Toma îi căută din nou pe apostoli și aceștia îl întâmpinară cu cuvintele pline de bucurie. Am văzut pe Domnul, Ioan capitolul 20, versetul 21. Mirat de cele auzite, Toma le zice, de nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, de nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Ioan capitolul 20, versetul 25. El rostea aceste cuvinte potrivit stării sufletești în care se afla. El nu a zis nu cred și nu voi crede. El pune condiții, cere probe reale, nu se mulțumește numai cu cele două mijloace ale simțurilor, cu văzul și cu auzul, ci cere și pe cel al pipăitului, fiindcă auzul și văzul te pot mai ușor duce la înșelare, însă pipăitul este ceva concret, este ceva real. Toma voiește să-și întărească convingerea în învierea Domnului. El vrea să se încredințeze cu ajutorul celor 10 degete mai mult decât cu cele 10 guri ale apostolilor. Săptămâna luminată pentru apostoli și pentru sfintele mironosițe a fost o săptămână plină de lumină și bucurie, însă pentru Toma oarecum întunecată, plină de mari frământări între credință și necredință, între moarte și înviere, între adevăr și minciună, între spusele apostolilor și ale mironosiților că Domnul a înviat și între spusele Sinedrului că ucenicii l-au furat. Era foarte greu de crezut numai din auzite învierea și furtul și explicarea mormântului gol. Mântuitorul, cunoscând chinul sufletesc al lui Toma, în marea lui bunătate, primește să se supună la o săptămână după ce se arătase celorlalți sfinți apostoli, să se supună examenului cerut de Toma. Sfânta Evanghelie ne prezintă dialogul între Mântuitorul și Toma, în care Iisus îi cere acestea să pună degetul în coasta lui, care a fost răpunsă de suriță și să atingă rănile și să creadă. De aceea îi zice, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Ioan capitolul 20, versetul 27-28. Aceste cuvinte sunt pecetea Sfintei Evangheliei de astăzi. Ele arată înălțimea la care Mântuitorul a voit să-i ridice pe apostoli, încredințându-i de propria sa dumnezeire și de realitatea învierii sale. Domnul în chip părintesc mustră îndoială lui Toma și zice, pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan capitolul 20, versetul 29. Din această afirmare a învierii, făcută direct de Mântuitorul, rezultă că apostolii n-au fost lezi necrezători. Sfântul Grigore Teologul zice, credeți voi că această întâmplare s-a făcut fără rost? Acesta s-a făcut prin voința și îngăduința lui Dumnezeu într-un mod minunat. Prin atingerea de rănile Domnului său, Toma vindecă rănile necredinței noastre. Îndoiala lui Toma
ne folosește mai mult spre credință decât credința celorlalți apostoli. Prin îndoială și atingere, Toma vindecă și risipește îndoielile noastre. După toate cele întâmplate cu Toma, este firesc să ne punem și noi întrebarea. Ce este credința? Ce trebuie să credem? Cum trebuie să credem? Credința este convingerea, consimțirea, încrederea fermă, voluntară că ceea ce ni s-a făcut cunoscut de cineva, fie prin cuvânt, fie prin scris, conține realitatea, adică adevărul. Vorbind despre credința noastră creștină, suntem convinși că ea este credința pe care au avut-o părinții, moșii și strămoșii noștri. Documentele, vechimea cărților, vechimea bisericilor ne dovedesc în urmă cu multe sute de ani că înaintașii noștri au avut aceeași credință. La temelia bisericii stă credința în adevărurile veșnice. Tot ceea ce trebuie să credem ne învață Sfânta Biserică prin slujitorii ei. Adevărurile aceste adevăruri, Biserica le-a primit de la întemeitorul ei, de la Iisus Hristos, și au fost răspândite în lume de Sfinții Apostoli, de urmașilor. Mântuitorul a spus limpede, cel ce vă ascultă pe mine, pe voi, pe mine mă ascultă, și cine se leapădă de voi, de voi se leapădă de mine, iar cel ce se leapădă de mine, să leapă de cel ce m-a trimis pe mine, adică de Tatăl cel Ceresc. Credința creștină se întemeiază pe autoritatea dumnezeiască. Este necesară tuturor fiilor bisericii și are un caracter universal. Credința este un dar al lui Dumnezeu, revărsat în sufletul nostru, fără vreun merit din partea noastră. Fără credință nu ne putem mântui. Fără credință nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și se face răsplătitor celor ce-L caută. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Fără credință, față de credință ne putem manifesta în trei forme deosebite. 1. Creștinul care cercetează cu regularitate Sfânta Biserică ia parte activă la slujbele bisericii din duminici sărbători, care își însușește învățătura evanghelică și are o credință întemeiată pe cunoaștere. Toți suntem datori să cunoaștem legea lui Dumnezeu. Sunt unii care cunosc și primesc credința, dar credința nu aduce rod, pentru că nu o practică ceea ce învață ei. Cu alte cuvinte, nu trăiesc credința. Sfântul Apostol Iacob ne zice, credința, dacă nu are faptă, este moartă în ea însăși. Credința fără fapt este moartă. Iacob, capitolul 2, versetul 17 și 20. Zadarnic ne botezăm, ne spovedim, zadarnic cercetăm biserica, zadarnic ținem posturile și sărbătorile, dacă nu săvârșim faptele cerute de credință. 3. La alții, din cauza mulțimii păcatelor și a indiferenței, credința a slăbit, este bolnavă. Aceștia sunt pe calea pierderii credinței. Apoi, din cauza păcatelor s-au pierdut cu totul credința, deși sunt în pericolul morții sufletești. Cel învățat se va putea învăța, cel păcătos se va putea îndrepta, cel slăbit se va întări, dar cel necredincios cu greu se va putea schimba. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan, capitolul 20, versetul 29. Această fericire îi cuprinde pe toți creștinii care au credință în Dumnezeu și pe toți cei care primesc învățăturile bisericii, le mărturisesc prin cuvinte și le dovedesc prin fapte. Exemple de credință statornică ne oferă cetele nesfârșite de mucenici, care cu sângele lor și-au îmbogățit temeiurile din care a crescut puternic religia creștină, pentru că ale căror suferințe Dumnezeu i-a învrednicit de cununa cea nepiritoare în cerul. Așa cum a primit credința de la înaintașii noștri, avem și datoria sfântă să o păstrăm și mai ales să o trăim și să o transmitem neschimbată și să o predăm urmașilor noștri. Prin trăirea și săvârșirea faptelor credinței ne mântuim, precum ne adevărește Sfântul Apostol Toma.
care a strigat: Domnul meu și Dumnezeul meu, amin. Hristos a înviat.